Bună ziua, dragii noștri cititori! Herald din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi este alături de noi Mihai Poparadu, un drag prieten. Ne-a mai făcut emisiuni cu el în ultimele luni. Mihai Poparadu, fondator Mindfulness Institute și de asemenea fondator Centrul Seeds for Happiness. Astăzi vorbim despre Alan Watts, pentru că am început o nouă campanie online pe site-ul editurii Herald și pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, Alan Watts și înțelepciunea nesiguranței. Intrând pe site-ul editurii www.edituraherald.ro, cărțile din seria de autor Alan Watts le veți găsi cu o reducere substanțială. De asemenea, nu uitați, așa cum v-am spus de fiecare dată și în edițiile trecute, lăsând un comentariu, o întrebare sau un gând la înregistrările noastre. Cel mai interesant comentariu, cel mai apreciat comentariu va fi răsplătit, va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Alan Watts. Nu uitați și de concursul Alan Watts de pe pagina de Facebook a editurii Herald. Astăzi vorbim despre două cărți din seria de autor Alan Watts. Prima este vorba despre cartea Pe calea mea, o autobiografie, 1915-1965, pe care vi-o arăt și la cameră. Un volum autobiografic despre Alan Watts, un volum, am putea spune, sclipitor și savuros, în care Alan Watts își consemnează evoluția spirituală și filozofică de la copilul unor conservatori religioși până la profesorul spiritual neconvențional. Iar cea de-a doua carte este vorba despre calea Zen. Pentru început aș vrea să stabilim pentru cititorii Herald câteva repere autobiografice despre Alan Watts, bunicul său, știm că a fost pastor. De asemenea, el cumva a continuat această tradiție. După ce a plecat din Anglia în Statele Unite, a și predat, a fost și pastor anglican. Mihai Poparadu, ce ne poți spune despre autobiografia lui Alan Watts și cum se regăsește acest parcurs al biografiei sale până la urmă în scrierile sale? Cum au fost influențate, cum a fost influențată opera lui? Cartea care are titlul original In My Own Way, care de fiecare dată mă duce cu gândul la cântecul lui Frank Sinatra, are o, ca elemente distincte, în primul rând faptul că este una dintre puținele autobiografii despre care eu am știință, care este prefațată de unul dintre părinții celui care face obiectul autobiografiei, respectiv are prefața scrisă de către tatăl său. Și asta spune în sine destul de multe, tocmai pentru că, așa cum spuneai, Alan provine dintr-o familie destul de conservatoare, mama lui fiind strâns legată de comunitatea bisericii anglicane, ocupându-se vreme de ani buni fiind, să spunem așa, guvernantă pentru fetele misionarilor care plecau către Orient, și tatăl său fiind un exponent al valorilor specifice epocii victoriene, asta în contextul în care fiul lor a ajuns să fie o figură marcantă a mișcării beat, care după aia a influențat și mișcarea hippie. Și iarăși ce mai punctează el încă de la început e faptul că, spre deosebire de multe autobiografii, el nu încearcă nici să se explice, nici să se scuze. Să se justifice, altfel da. Spus, ăsta sunt. Lucruri, te rog. Zic, ăsta sunt. Da, exact. Și asta a fost una din
caracteristicile felului în care a înțeles să-și trăiască viața. Și cartea în sine, cum spuneai și tu, reprezintă o descriere a drumului său destul de sinuos, care, deși provenea dintr-un mediu creștin, a ajuns încă din etapa adolescenței să fie foarte preocupat de spiritualitatea orientală. Și că după aia o să vorbim despre calea Zen, pe la 16-17 ani a scris o lucrare foarte doctă despre budismul Zen, care atunci când s-a dus să participe la o întâlnire a ceea ce se numea loja budistă, cei care au acolo au crezut că Ellen este de fapt tatălui care venise să-l însoțească, nu tânărul de 17 ani care scrisese acea lucrare foarte elaborată. Și ce mi se pare mie întotdeauna fascinant despre Ellen Watts este cât de prezent continuă să rămână. Inclusiv în lumea în care trăim. Și, spre exemplu, de câte ori urmează să vorbesc despre el, îmi place să repet un exercițiu pe care l-am făcut prima dată acum câțiva ani, când tot așa la un eveniment organizat de editura Herald vorbeam despre el în Watts. Și am zis, ia să văd ce iese dacă încerc să dau o căutare după Google și să vedem cam unde se plasează. Și acum o să arăt celor care se uită la conversația noastră. Dacă îmi poți da tu accesul, ca să arăt ecranul meu. Dar până una alta, ce pot face este să vă spun că, deci, la această căutare pe care ultima oară am făcut-o acum două zile, dacă dai după nume, Papa Francis apare cu 112 milioane de hituri, Ram Dass cu 49 de milioane și pe locul 3 este Ellen Watts, 42 de milioane 700, mai sus decât Dalai Lama, care are 36.700, Eckhart Tolle, la fel 36.700, Osho, 26 de milioane, Deepak Chopra cu 24 de milioane, Thich Nhat Hanh cu 14. Și asta din nou în contextul în care vorbim despre o persoană, o personalitate care a murit în 1973. Deci nu are în niciun fel o întreagă mașinărie de marketing. Exact, la asta mă refeream, da. Este o diseminare, aș spune, organică. Și asta pentru faptul că și ce și cum a avut el de spus continuă să rezoneze cu noi, iată, cei care trăim în acest an 2020. Chiar mă gândeam așa printr-un exercițiu de imaginație vorbind despre alte cărți din seria de autori Ellen Watts cu unul dintre traducători, este vorba de Marian Stan. Mă gândeam cât de popular și cât de notoriu, de celebru prin înțelepciunea sa ar fi fost Ellen Watts dacă n-ar fi murit prematur, pentru că totuși el s-a stins la o vârstă, nu mai știu exact, 50 și ceva de ani, spre 60 de ani. 59. Deci hai să ne imaginăm că ar mai fi trăit încă 20 sau 25 de ani. Câte cărți ar mai fi scos și cum ar fi completat opera lui? Da, și aici o dovadă a actualității și
atractivității lui pentru noile generații vine din faptul că, spre exemplu, creatorii unui serial celebru în rândul tineretului, South Park, care sunt și ei mari admiratori ai lui Alan Watts, au creat o serie de videoclipuri animate care pot fi vizionate pe YouTube, în care ce au făcut au fost în stilul desenelor animate South Park să ilustreze o serie de crâmpeie din zicerile lui Alan Watts, fundalul sonor fiind exact fragmente din înregistrările lui, pentru că aici avem, aș spune, norocul și privilegiul este că, trăind în epoca în care și radioul și televiziunea erau deja prezente, avem o multitudine de înregistrări cu el, mare parte audio, dar și câteva video. Deci avem chiar de la distanță de câteva decenii această ocazie de a ne conecta cu el și nu doar prin Intermediul cuvintele cărților, da. scrise, ci și video sau audio. Și el a fost o personalitate recunoscută ca atipică încă din timpul vieții. Și am remarcat la un moment dat cum îl descria Aldous Huxley, și care spunea că Alan Watts este un personaj intrigant, jumătate călugăr, jumătate administrator al unei părți de distracție. Și chiar în cuvintele lui, Alan Watts se descria pe sine, și aici citez: "Vreau să clarific fără urmă de dubiu un lucru. Nu sunt un guru. Nu am nimic de vânzare. Eu sunt un animator." În engleză va folosi cuvântul entertainer. "Vin către voi precum un muzician cu instrumentul său. Ceea ce îmi doresc este ca și voi să savurați perspectiva pe care o savurez și eu." Și poate tocmai pentru că, deși a abordat teme serioase, într-un mod foarte serios, pare că nu s-a luat pe sine în serios sau prea în serios. Și asta, iarăși, cred că vine atât poate din temperamentul lui, dar m-aș hazarda să spun că reprezintă o influență directă a preocupării lui, nu doar pentru studiul budismului zen, dar și pentru a-și trăi viața în spiritul acelei căi spirituale, care ne învață în esență că ar fi util să nu ne mai luăm atât în serios, pentru că majoritatea temelor care ne preocupă și pentru care ne frământăm, ne smulgem părul din cap și uneori ne scoatem și ochii la propriu, în marea schema lucrurilor, n-au nicio relevanță adevărată. Ca să fac o mică glumă, pentru că sunt într-adevăr un fan al cărților lui Alan Watts, l-am descoperit în urmă cu 3 ani, bineînțeles prin intermediul editurii Herald. M-a inspirat, după ce l-am citit pe Alan Watts, la un foarte, foarte scurt poem din ultima mea carte de poezii, de poeme, Povești cu o pisică roșie și alte reverii, publicată la editura Herald, în care aveam un poem pornind exact de la filosofia de viața lui Alan Watts și de la ceea ce tu spuneai puțin mai devreme. Dragilor, nu vă luați viața prea în serios, restul sunt doar detalii nesemnificative, suna scurtul meu poem. Și pentru că ai vorbit puțin mai devreme despre budismul zen, aș vrea să trecem la cealaltă carte, la Calea Zen, care este un studiu, am putea spune, un studiu introductiv în budismul zen, scris cu o combinație, am putea spune, o combinație rară de prospețime și luciditate, cu un interes egal pentru cititorul obișnuit, cui se adresează Alan Watts, dar și pentru studentul serios.
Chiar Joseph Campbell scrie faptul că nimeni nu ne-a dat o asemenea scriere proaspătă și concisă a unei introduceri în întreaga istorie a gândirii budiste din Orient, din Orientul depărtat, așa cum a făcut-o Alan Watts. Și aș vrea să mai amintesc faptul că, tot așa, în anumite discuții, în intervențiile anterioare despre Alan Watts, să punctăm și faptul că și Mircea Eliade a scris despre Alan Watts și ei chiar se știau, se cunoșteau. Da. Păi, aici legătura lui Alan cu Orientul a început, ca să spunem așa, în sufrageria casei părintești, pentru că, așa cum povestește în autobiografie, mama lui, cum menționam, era ca un fel de guvernantă pentru fiicele unora dintre misionarii anglicani care călătoreau în extremul Orient, și când aceștia se întorceau din călătoriile lor, în semn de mulțumire, de recunoștință, îi aduceau cadou diferite obiecte de artă, că porțelanuri, că tapiserii, caligrafii, care pe Ellen l-au influențat extrem de mult și au făcut parte din acel imaginar al copilăriei și adolescenței. Și poate și de aici această aplecare a lui și, într-un fel, poate o înțelegere mai bună decât a majorității vesticilor și, cum spune el, și a multora dintre chinezi și japonezi când vine vorba despre zen. Și, da, unul din lucrurile cu care el este asociat este tocmai acela de promotor și popularizator, să spunem, dar fără a vulgariza esența acestei căi spirituale. Și cartea Calea Zen, titlul original The Way of Zen, este, în opinia multora, inclusiv a mea, o carte minunată. Și ce aș puncta aici este că, la momentul în care ea a apărut, prima ediție a fost în 1957, era cam una dintre cele mai bine documentate cărți pe acest subiect. Așa cum știi, are un aparat bibliografic impresionant. Și iarăși, ce mai este foarte util pentru cei capabili să beneficieze, este că la final, așa cum e și în limba română, sunt o serie de fragmente din texte originale transcrise exact cu ideogramele chinezești. Și iarăși, ce mai îmi place mie la această carte și unul din motivele pentru care o recomand este că în prima parte face o punere în context foarte bună. Respectiv, explică sursele din care budismul zen a înflorit. Respectiv, vorbește despre daoism, care era unul din curentele filozofico-spirituale deja bine împământenit în China, atunci când primii maestri budiști au venit din India. Vorbește de asemenea succint, dar din punctul meu de vedere foarte clar, despre, să spunem, creuzetul de idei spirituale și filozofice din care budismul a crescut în India. Și după aceea face o introducere a elementelor de bază care se regăsesc în diferitele
curente care reprezintă budismul așa cum îl știm noi astăzi, respectiv budismul Theravada, cel din Asia de Sud-Est, budismul Mahayana, cel din Tibet, și care a înflorit în India înaintea invaziei mogulilor. Și după aceea, acum a început această împerechiere a elementelor din budismul indian, adus de mai mulți maestri, cel care este considerat primul patriarh al zenului fiind Bodhidharma, și această viziune mai practică, mai pragmatică și mai direct legată de viața cotidiană, care era reflectată în taoism și confucianism. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre două cărți, fără să exagerăm, două cărți minunate. Volumul autobiografic Pe calea mea, Alan Watts, și de asemenea Calea Zen. Uite că nu întâmplător ambele cărți au în titlu cuvântul calea. Apropo de ce spuneai la începutul intervenției tale, de cântecul lui Frank Sinatra, My Way. Deci pe calea mea, spune. Ce aș vrea să mai punctez aici ar fi, pentru că e foarte important și pentru viziunea lui Alan Watts despre lume și viață și pentru Zen, e faptul că viața, deși noi o percepem noi în general în vest, în lumea modernă, ca o succesiune de secvențe care au o ordine și aparent o logică, atât în Zen, cât și în Taoism, cât și în felul în care Alan vorbește despre ea și, cred eu, și-a și trăit-o, este ca o curgere. Și secretul este să vedem cum ne putem conecta cu această curgere, iar pentru asta singura cale, care iar pe de o parte este simplă, dar nu întotdeauna ne vine la îndemână, este practica. Pentru că un element diferențiator major, aș spune, între budismul Zen și nu doar celelalte forme de budism, dar alte căi spirituale, este acest focus obstinant și obsedant pe cum mă pot conecta cu momentul prezent, care este singurul moment în care eu de fapt trăiesc. Și pentru orice cititor al lui Alan Watts, asta este unul dintre leitmotive pe care pune accent. Și menționez chestia asta și pentru faptul că dacă vrem și să-l onorăm și poate într-un fel să-l bucurăm, secretul e nu doar să-i citim cărțile, nu doar să-i ascultăm cuvintele, nu doar să ne minunăm de inteligența lui sclipitoare și capacitatea absolut fascinantă de a jongla cu cuvintele, ci să-i urmăm îndemnul respectiv, acela de a practica și de a medita. Pentru că asta este cam singura cale prin care cu adevărat, cu răbdare, cu perseverență, dacă îmi place mie să spun, și cu blândețe, putem cu adevărat, aducându-ne mintea mereu și mereu în aici și acum, să putem să ne conectăm cu ceea ce este cu adevărat, nu doar propriile noastre fantasme și îngrijorări, și de asemenea să ne și bucurăm. Pentru că un alt citat care mie îmi place foarte mult din Alan Watts, el spune că orice activitate umană poate fi transformată într-o meditație atâta vreme cât ne concentrăm cu totul la activitatea respectivă fără niciun motiv ulterior. Și mai am un citat pe care vreau să vi-l împărtășesc pentru că sintetizează atât esența acestui mesaj, cât și arată cum îi plăcea să joace cuvintele, spune că nu ne putem forța mintea să tacă. E ca și cum am vrea să netezim valurile
oceanului cu un fier de călcat. Singura modalitate prin care mintea se poate liniști este să nu o mai agităm. Și aș mai completa eu la cele spuse de tine. Experiența, a trăi clipa prezentă ca pe o experiență unică, pentru că despre asta mai vorbește Ellen Watts, atenția conștientă, să fim prezenți acum, partea de meditație, partea de practică, de experiență și de prezent, de clipa prezentă, pentru că, din păcate, occidentalul, omul modern, omul contemporan, este prins așa într-un soi de prăpastie, îi spun eu, se uită în spate și trăiește foarte mult cu regret și cu toate tarele venite din trecut, ce ar fi fost dacă, așa, și cu această nesiguranță și am putea spune anxietate față de viitor. Oare ce o să-mi rezerve viitorul? De unde și mulți, din păcate, dezvoltă anxietate, angoasă, atacuri de panică, depresie și așa mai departe. Dar despre înțelepciunea nesiguranței vom vorbi cu Mihai Poparadu într-un episod viitor la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi am vorbit despre volumul Pe calea mea, volumul autobiografic Ellen Watts, și despre calea Zen. A fost alături de noi Mihai Poparadu, fondator Mindfulness Institute și fondator al centrului SIS for Happiness. Îi mulțumim foarte mult că a fost și astăzi alături de noi și îl invităm și la următoarele episoade, vorbind despre cărțile lui Ellen Watts. Nu uitați de campania online de pe site-ul editurii Herald și de pe pagina de Facebook a editurii Herald, Ellen Watts și înțelepciunea nesiguranței, și revin cu mesajul să ne lăsați la aceste înregistrări, să ne lăsați un comentariu, un gând, o întrebare, iar cel mai interesant comentariu despre cărțile lui Ellen Watts și despre filozofia lui de viață va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. Mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat și ați fost alături de noi. Vă dorim în continuare o zi plăcută și, bineînțeles, lectură plăcută la cărțile lui Ellen Watts. La revedere, numai bine! Numai bine!